Deși Muzeul Național Constantin Brâncuș a fost înființat în urmă cu 4 ani, iar directorul pus de PSD a fost ținut ascuns și sediul închis, în ultima lună, odată cu numirea unui nou director interimar, au apărut contestatari ai înființării unei instituții de talie națională la Târgu Jiu. Brâncușologul Ion Mocioi a explicat contestatarilor ideii de muzeu național care este raționamentul înființării instituției la Târgu Jiu. Profesorul consideră că ansamblul format din operele din piatră și coloana infinitului trebuie să intre în patrimoniul muzeului. Deci când s-a aprobat de Parlament acest muzeu, s-a avut în vedere ca la Târgu Jiu să se facă un muzeu național. Ok. De artă modernă și contemporană. Opriți-vă, nu e de asta, nu știți bine. Așa, ce nu știu bine? Se vrea aici să facă poporul român ce au făcut francezii pentru Brâncuș, adică un muzeu național. Ai, domnule, răbdare, dumneatale n-ai niciodată răbdare. Nu e așa. Ăsta e patrimoniu. Patrimoniu prim este ansamblu în sine, care e o colecție de opere de mare valoare. Trebuie să ocupe Muzeul Național. Și uite ce se vrea. Poporul român vrea să facă ce au făcut și francezii. Un muzeu care trebuie să aibă o clădire proprie. Asta trebuie proiectată. Deocamdată ce s-a spus aici va fi pe lângă muzeul acela, așa zisul atelier Brâncuș. Căci aici a lucrat Brâncuș. Au fost operele lui după care s-au realizat operele în sine ale ansamblului. Au fost vândute de fica. Sunteți angrenat în proiect? Denisa Șuță, directorul numit după schimbarea guvernului, a reușit performanța de a inaugura muzeul, ce a funcționat până acum doar pe hârtie, la o lună de la preluarea mandatului. O expoziție de fotografie din atelierul de la Paris al sculptorului, donată de Centrul Pompidou, a fost adusă la instituția ce poartă numele sculptorului. Iar vestea bună a fost făcută publică odată cu inaugurarea sediului. Autoritățile fac demersuri pentru a aduce la Târgu Jiu Cumințenia Pământului, opera pe care statul vrea să o cumpere, prima încercare fiind un eșec. Secretarul de stat Liviu Brătescu a anunțat la Târgu Jiu că în acest an se va face și proiectul pentru reabilitarea operelor din piatră. În programul național de restaurare din anul acesta, ansamblul monumental Calea Eroilor este inclus pe lista programului național de restaurare. Asta înseamnă că prin bugetul alocat de Ministerul Culturii, Institutului Național de Patrimoniu, instituția care girează programul acesta național de restaurare, va fi finanțată o lucrare, să spunem, de proiectare și de expertizare a întregului ansamblu. E o etapă importantă. Acestea sunt lucrurile în momentul de față. Deci, avem o... Lista programului național de restaurare este o listă publică. Reprezentantul Ministerului Culturii a dat asigurări și că dosarul pentru introducerea ansamblului Calea Eroilor în patrimoniul UNESCO va fi redepus în acest an.